Suntem într-o vreme deosebită, deosebit de importantă, deosebit de provocatoare pentru noi. Din cauza asta am ales ca și subiectele din sabatele acestea să fie tot la fel de provocatoare, pe măsura vremii în care trăim. În întâlnirea noastră trecută am vorbit despre principii de interpretare și am întrebat dacă interpretarea profetică în care o zi profetică înseamnă un an este corectă sau nu, și de asemenea dovezi în legătură cu această interpretare, adică susține Biblia lucrul acesta sau nu. Astăzi mergem puțin mai departe și intrăm într-un al doilea domeniu destul de controversat. Am început seria aceasta, practic, în momentul în care, eu știu, între noi sau printre noi au apărut gânduri de felul acesta. Noi mai interpretăm corect Scriptura. Adică Scriptura e Scriptură. Ea scrie cuvântul lui Dumnezeu din toată istoria noastră, din totdeauna. Problema este, dar noi o înțelegem corect? Uitați-vă la evantaiul de denominațiuni creștine din jurul nostru. Toate aceste denominațiuni care sunt astăzi, apar datorită unui mod anume de interpretare. Ei zic, domnule, noi înțelegem Scriptura așa, voi înțelegeți Scriptura așa, celălalt înțelege Scriptura așa. A fost o vreme în urmă când fiecare încerca să-l convingă pe celălalt că nu gândește bine. Și lucrul acesta s-a numit prozelitism. Astăzi, prozelitismul datorită modului în care gândim este un cuvânt rușinos, aproape interzis. Nu mai ai voie să vorbești cu celălalt dacă celălalt are dreptate sau nu și să spui că tu nu ai dreptate. Din ce cauză? Simplu. Pe piață a apărut un cuvânt nu atât de folosit în vremurile vechi. Se numește pluralism. Astăzi adevărul nu mai este unul. De câte feluri e adevărul azi? Ați auzit de ideea de fluid? Adevărul e fluid. Adevărul e plural. Adică ce înseamnă asta? Și tu ai dreptate. Și eu am dreptate. Și în ciuda faptului că ideile, din punct de vedere rațional, se bat cap în cap și definiția adevărului este că adevărul este o afirmație care nu conține contradicții, în ciuda acestui fapt, noi spunem că astăzi adevărul se poate și contrazice. Adică adevărul se poate contrazice pe sine și noi tot de adevăr îl ținem. Deci, ai dreptate și tu, ai dreptate și tu, ai dreptate și tu. Și din cauza aceasta, dialogul interdenominațional a dispărut. Creștinii nici nu se mai ostenesc să spună, știi ce, tu nu gândești bine, uite ce am găsit eu în Scriptură. Nu se mai gândesc la lucrul acesta. Astăzi creștinii spun, nicio problemă, dacă tu crezi așa, ce se întâmplă? Ziceți. Domnul e bun, o să te mântuiască, harul e mare și așa mai departe. Cuvântul nu contează. Datorită acestui fel de a gândi, au răsărit și printre noi, oarecum, mlădițe ale acestui fel de gândire. În momentul în care, în ultima vreme, oameni cu vază, cu titluri de universități, PhD-uri și așa mai departe, au venit și au spus, poate că ar trebui să ne refacem modul de a gândi. Păi de ce să-l refacem, fraților? Păi uite ce se întâmplă. Suntem parcă prea conflictuali. Parcă prea arătăm cu degetul în stânga și în dreapta în momentul în care citim profeția. Poate că n-ar trebui să mai fim așa. Și uite, alții s-au schimbat. Alții s-au schimbat. Dați-mi un exemplu, vă rog, de, eu știu, de biserică care s-a schimbat dramatic în ultimul timp. Da. Exemplul clasic este Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică s-a schimbat odată la Trent. Biserica Romano-Catolică s-a schimbat la Vatican II.
Și avem de a face în momentul acesta cu o față nouă a Bisericii Creștine Catolice. Și dacă ea s-a schimbat, noi n-ar trebui să ne schimbăm? Bun. Sub ideea aceasta, cum că adventismul a rămas cumva prizonier al secolului XIX, cum că noi folosim literatură dinainte și că lucrurile s-au schimbat, sub această idee ni se cere astăzi să reconsiderăm data profetică și mai ales cum o înțelegem. În dimineața aceasta vă propun să discutăm puțin dacă trebuie sau nu trebuie să modificăm ideea de anticrist sau conceptul de anticrist. Unde se găsește această idee sau conceptul acesta? Unde îl găsim? Fraților, dacă întrebăm unde se află și dacă vă duceți repede pe o concordanță, vă va trimite repede la 1 Ioan. Dar eu n-aș vrea să încep cu 1 Ioan. Eu aș vrea să încep cu Domnul Iisus Hristos. Repede de tot, Matei 24. Matei 24, Mântuitorul vorbește și ne spune așa. Versetul 24. Se vor ridica Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vreau să vă întreb, un Hristos mincinos e anticrist sau nu? Da. Vedeți, unii simt că n-ar fi anticrist datorită faptului că nu este chiar împotriva lui Hristos, ci doar înșală, face pe Hristosul. Și în pluralismul nostru, a fi Hristos mincinos nu înseamnă să fii chiar împotriva lui Hristos, ci cine știe, merge și așa. Merge? Hristosul mincinos merge? Nu merge. Bun. Al doilea text pe care vi-l propun se află în Tesaloniceni. În 2 Tesaloniceni, din nou n-avem de a face cu numele de anticrist sau cuvântul de anticrist, ci avem de a face cu, vă amintiți? Omul fără de legi sau taina fără de legi. Acum, e tot una. E tot una anticristul cu taina fără de legi sau cu omul fără de legi? E tot una. Haideți să vedem puțin cum îl descrie Sfântul Apostol Pavel și să ne dăm seama dacă e sau nu. Zice că lepădarea de credință, spune versetul 3 mai departe, va veni când se va descoperi omul fără de legi, fiul pierzării. Bun, ce se întâmplă? Au fost destul de multe perioade în istoria omenirii când au existat societăți, guverne care au luptat împotriva legii lui Dumnezeu, da? Comunismul a promovat ateismul, a luptat împotriva legii lui Dumnezeu. A fost el anticrist? Poftiți? A fost sau nu? Marea majoritate a comentatorilor au spus el lupta împotriva lui Hristos și l-au numit anticrist. Dar fiți atenți ce urmează. Că anticristul nu înseamnă să lupți împotriva lui Hristos și a lui Dumnezeu doar. Uitați ce zice mai departe, versetul 4. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Deci el însuși se divinizează. Sau de ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Există persoane care cred că anticristul are nevoie de reconstrucția templului. Anticristul nu va apărea până când nu va fi reconstruit cel de-al treilea templu. Și din cauza asta caută anticristul unde? În viitor, încă n-a venit. Dar vă rog să înțelegem că Scriptura nu are viziunea aceasta. Daniel, capitolul 8, ne spune că cornul cel mic s-a înălțat până la căpetenia oștirii,
I-a smuls jertfa necurmată, i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Acțiunea aceasta nu numai împotriva poporului Dumnezeu, dar și împotriva locașului ceresc, ceea ce înseamnă sanctuarul ceresc, lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, planul de mântuire de la nivel universal. Această încercare de a distruge lucrurile până și acolo este surprinsă aici când zice se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Și vă rog să observați cum Daniel capitolul 8 se unește cu Tesaloniceni și încearcă să definească ce se întâmplă, cum se întâmplă. În descrierile clasice ale lucrării lui Satan, găsim de asemenea această idee că ce Lucifer a dorit neapărat să se așeze în templul lui Dumnezeu și să se dea drept Dumnezeu. Și momentul acela, războiul acela a avut loc unde? În ceruri. Astfel încât cuvântul lui Dumnezeu îmi arată că agresiunea nu este numai la nivel pământesc. Agresiunea este și la nivel universal. Și că atunci când spune vrea să intre în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, este vorba de această încercare de a schimba rolurile. Și fiți atenți cum schimbă rolurile. Într-un război, ai frontul, așa este, ce numim noi front? Linia întâi de bătălie, adică la front acolo știi, din dreapta, ăștia din dreapta sunt ai noștri, ăia din față și din stânga sunt ai dușmanului. Și în momentul acela frontul este locul de confruntare a celor două, știi, taberele sunt clar definite. Când textul spune el vrea să intre în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, ce înțelegeți dumneavoastră? Este schimbarea de tactică. El nu va mai lucra, vrăjmașul acesta, omul fără de legii, el nu va mai lucra din exterior, atacând biserica din exterior, ci el își mută centrul lui de comandă unde? În biserica lui Dumnezeu. Și atunci nu mai avem de a face cu războiul, ci avem de a face cu o luptă, ce fel de luptă, cum se numește în termenii moderni? O luptă de gherilă, în care nu mai știi unde e dușmanul. Nu mai știi împotriva căruia să lupți. Nu este clar zona de unde ești atacat. Gloanțele pot să vină de oriunde. Asta este ceea ce, de fapt, descrie Scriptura aici. El va dori să se mute aici și să aducă în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, să aducă toată mizeria luptei și a degradării pe care el o concepe. A reușit? Sau n-a reușit? În ciuda faptului că noi citim și spunem, Doamne, așa este, în ciuda acestui fapt, ne este foarte greu să admitem faptul că creștinismul este erodat din interior, nu din exterior. Marea problemă este din interior, nu din afară. Foarte mulți dintre noi zic, nu contează creștin să fii. Având în vedere această perspectivă, cuvântul lui Dumnezeu spune, nu, oprește, nu-i destul. Pentru că s-a schimbat strategia. Nu mai avem un front clar. Tronul, locul s-a schimbat și a fost pus aici. Creștinismul, repet, este uzurpat din interior. Citesc mai departe. Versetul 7, căci taina fără de lege a și început să lucreze, numai că cel ce oprește acum trebuie să fie luat din drumul ei. Și atunci acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale, îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Până când ține acest om al fără de lege și taina fără de lege, până când va ține?
până când îl va nimici Dumnezeu cu arătarea suflării, cu arătarea venirii sale și cu suflarea gurii sale, ceea ce înseamnă până când acest om ar fălă de legii și venirea lui Iisus Hristos și Dumnezeu și Iisus Hristos vor sta față în față. Și gloria lui Iisus Hristos îl va nimici. De asemenea, Apostolul Pavel spune, dar aveți grijă că taina fără de lege a și început să lucreze. De când? De atunci. De pe vremea lui Pavel. Și atunci avem înaintea ochilor noștri ideea foarte clară că această taina fără de lege sau omul fără de lege își începe lucrarea sa de pe vremea lui Pavel și ține în istorie cât timp? Până la sfârșit. Poate un om să trăiască atâta? Câte generații oare slujesc acestui tip de luptă împotriva lui Dumnezeu? De când? Și o altă întrebare este, la sfârșit, taina fără de lege sau omul fără de lege va fi mai puternic reprezentat decât la început sau mai puțin reprezentat? Cu alte cuvinte, care e procesul? De creștere sau de descreștere? Ziceți creștere. Vă mulțumesc. Asta este problema de azi. Pentru că ni se propune astăzi foarte clar, datorită limbajului corectitudinii politice, să nu mai gândiți așa. Haideți să schimbați puțin. Bun. Acum vă voi invita să, ca sub acest gând, sub această idee, să recapitulăm câteva realități, câteva fapte. Și o să rog media să mă ajute cu primul slide. Este afirmația frumoasă și extrem de provocatoare a lui Francis Laber. Este unul dintre reformatori, este înainte de Luther și el spune în felul următor: tot ce este deformat trebuie reformat. Și se referă la lucrul acesta în biserică. Deci, tot ce este deformat trebuie să fie reformat. Încă o dată vreau să amintesc mediei să mă ajute. Dar doar singur cuvântul lui Dumnezeu ne învață acum să facem aceasta. Și orice reformă de alt fel este degeaba. Foarte provocatoare lucrul acesta. Foarte provocator. Dice, orice reformă de felul acesta este degeaba. De ce spun că este provocator? Pentru că creștinismul a încercat multe feluri de reformă. În secolul 7, Grigore cel Mare, între anii 590-604, este acela care spune la un moment dat, trebuie să reformăm biserica. Și în mod special, ordinele mănăstirești. Și este prima reformare a bisericii, prima reformă monastică. Atunci, deci iată ceea ce am citit. Deci, între 486-1530, acest om spune în legătură cu biserica, dom'le, nu mai merge să mergem cu lucrurile deformate, noi trebuie să reformăm tot ceea ce a fost deformat. Ultima idee, orice reformă de alt fel este degeaba. Deci, repet, biserica încearcă reforme administrative. Biserica a lucrat cu mari sume de bani și s-a și furat. Ei bine, așa numitul trafic monetar din biserică a încercat să fie rezolvat prin reforme administrative. Deci a fost schimbat un episcop, s-a schimbat regulile de regulile financiare ale bisericii, s-au făcut o sumă din strage de lucruri. În secolul IX, spre exemplu, reforma cluniacă de asemenea încearcă o reformă a structurii bisericești după modelul unei mănăstiri de la Cluny și de atunci avem de a face cu altă reformă administrativă. Grigore al VII-lea este și el care vrea să facă o reformă și
dă acea listă a decretului papal în care arată ce rol are papa în aceste reforme. În secolul XV, conciliile bisericești tot mai administrativ vor să schimbe ceva. Dar nu s-a schimbat nimic în toată istoria aceasta creștină până când nu a venit o reformă pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Auziți ce spune? Doar singur cuvântul lui Dumnezeu poate să facă reforma aceasta. Și reforma lui Luther este prima reformă nu administrativă. Luther nu mai are probleme cu administrația bisericii. Luther are probleme cu învățătura bisericii. La vremea respectivă se vindeau în biserică fire din barba lui Noe, paie din ieslea lui Betleem, bucăți din lemnul crucii, buretele din care a băut Domnul Iisus Hristos și se strângeau bani. Ce s-a făcut cu toate acestea? S-a construit, s-a format edificiul masiv al bisericii medievale catolice pe care l-avem până în ziua de astăzi. Atât de impozant. Cu acele relicve și pe baza indulgențelor s-a construit Biserica Sfântul Petru din Roma, care, a cărui construcție începe în anul 1506 sub Iulius, Papa Iulius al II-lea, și durează 120 de ani. 120 de ani s-au iertat păcate pentru ca să facă los de cărămizi ca să se pună în biserica asta. Da? Ei bine, în față cu această realitate, vă rog să citiți exclamația de bucurie a lui Luther când s-a dus la Roma ca să-și ia doctoratul în teologie. Când a văzut pentru prima dată Roma, el, cărugărul german, de departe a zis: Sfântă Romă, te salut! Se aștepta să găsească acolo, într-adevăr, esența, frumosul, curăția întregii biserici. Haideți să vorbim puțin despre lucrul acesta. Vă spuneam, acolo ar fi trebuit să fie, într-adevăr, tronul lui Dumnezeu, dacă vorbim de biserica creștină. În realitate, el n-a găsit lucrul acesta. Sfinți violenți. Cumva încercăm să ne dăm seama de situația în care suntem în momentul despre care vorbim, anii 1500. Inocențiu al IV-lea, care trăiește între 1243-1254, pretinde pentru sine autoritate universală. Oficializează tortura. Vrăjitoarele, iudeii, necatolicii erau toți candidați la tortură. Sentința minimă era flagelarea. Cei care recidivau erau arși. Averile erau confiscate. Tortura se va aplica în Biserica Creștină Catolică până în anul 1917. Extras din scrisoarea Papei Martin al V-lea către regele Poloniei din 1492. Aici probabil că ar trebui să fie mai aproape de noi. Husiții răspândesc principiul egalității, spunea Papa Martin V. Ei susțin că toți creștinii sunt frați, că Dumnezeu n-a hotărât ca oamenii privilegiați să guverneze pământul. Ei cred că Iisus a venit să abolească sclavia. Ei cheamă pe oameni la libertate, ceea ce înseamnă anihilarea regilor și a preoților. Și auziți concluzia. Mergi împotriva boemiei, arde, masacrează, pustiește totul, căci nimic nu poate fi mai plăcut lui Dumnezeu. Iată conceptul, modul în care era privit Dumnezeu la vremea respectivă. Violență. Sfinții morali. Papa Ioan al 23-lea, ales de conciliul din Pisa din 1410-1415, 37 de cleri din clericii săi au mărturisit împotriva lui, acuzându-l de adulter, incest, sodomie, simonie, furt și crimă. Este judecat de conciliul de la Constanța
Și este condamnat, este depus din funcția de papă. Dar fiți atenți un lucru. La același conciliu de la Constanța a fost judecat și Ioan Hus. Ioan Hus a fost acuzat de erezie și a fost ars pe rug. Omul ăsta, care a făcut atât de mult, a fost doar eliminat din funcție și atât. Papa Alexandru al IV-lea, 1492-1503, Rodrigo Borgia, a oficiat mai multe orgii, spune istoria, decât liturghii. Este exact în anii când Luther este la Erfurt și studiază avocatura și filozofia. El nu știe neapărat de lucrurile acestea, dar va afla ulterior. Iulius al II-lea, 1503-1515, vă aduceți aminte cine este acesta? Am vorbit puțin mai devreme de el. Este acela care începe zidirea Catedralei Sfântul Petru din Roma. Este acela care a inițiat și a impulsionat foarte puternic indulgențele, relicvele, pentru ca să câștige bani. Avea nevoie de bani. Este primul papă care se îmbolnăvește de sifilis. Din cauza bolii, în Vinerea Mare, nu i se poate săruta piciorul care era acoperit de plăgi. În momentul acesta, Luther își ia doctoratul în Biblie. El ajunge la scara lui Pilat. Vrea să urce scara lui Pilat în genunchi. Urcă câteva trepte și când ajunge după câteva trepte, îi răsună în ureche cu putere textul care spune: cel neprihănit va trăi prin credință. În momentul acela se ridică de pe scară din genunchi și pleacă căutându-și neprihănirea în altă parte. Leon al X-lea, 1513-1521, cel care îl excomunică pe Luther și convoacă dieta din Worms, este excesiv de senzual, va cheltui tezaurul predecesorilor lui în doar 2 ani de zile. Pentru fonduri va vinde indulgențe, pentru crimă, poligamie, sacrilegiu, vrăjitorie. Cardinalii săi vor să-l asasineze. Servitorii care sunt prinși că au complotat sunt jupuiți de vii pentru a obține informații. Biserică? Sau nu? Evident, mi se spune, știi ce? S-a schimbat. Și nu sunt eu acela care să spun că nu s-a schimbat. Problema este însă dacă există istorie în spate. Dacă ne putem uita la istorie sau dacă nu ne putem uita la istorie. Pentru că istoria ne învață câte ceva. În 1520, Luther citește demonstrația lui Lorenzo da Valla, anume că documentul donației a lui Constantin, care era baza pretenției de supremație a Romei peste Europa de vest, este un fals. Este primul moment când Luther descoperă că biserica... Spuneți-mi, ce face aici? Minte. Este prima descoperire uluitoare că biserica minte. Deja fusese pus în legătură cu problemele Romei, cu dezmățul, cu crimele și așa mai departe. Dar el încă credea că la nivel de document măcar, biserica stă bine. El îi spune în 24 februarie 1520 prietenului său: sunt încolțit și abia pot să nu cred că papa este într-adevăr anticrist. Pentru că totul corespunde atât de exact cu viața, acțiunile, cuvintele și decretele lui. Și vreau să vă spun că aici este una dintre marile lupte a lui Luther. Luther nu ajunge la concluzia că papa este anticrist imediat. Scrie în stânga și în dreapta și cere ajutorul și sfatul prietenilor lui și le spune: ajutați-mă să nu greșesc. Luther avea respect pentru biserica lui, biserica catolică. Luther nu s-a gândit vreodată să lupte împotriva ei. Singurul lucru care a vrut să facă Luther, și dumneavoastră știți, a fost să
întoarcă biserica la Scriptură, atâta tot. Problema este, va dori biserica să facă întoarcerea asta sau nu? Până în ziua de astăzi avem aceeași problemă. Dorim noi să ne întoarcem la Scriptură și vă rog să observați că mai degrabă ne place muzica la biserică. Mai degrabă ne place să ne întâlnim cu prietenii la biserică. Mai degrabă venim la predică pentru că e foarte interesant. Dar foarte puțin își propun să studieze Biblia în așa fel încât să se întoarcă la cuvânt. Noi avem aceeași problemă, este în firea noastră din totdeauna. Iar Luther este cel ce vrea să întoarcă biserica la cuvânt și când se întoarce la cuvânt se lovește de problema aceasta a faptului că biserica lui erodată din interior nu mai seamănă deloc cu Iisus Hristos. Iisus Hristos e una, biserica este o formație politică ce își urmărește propriile ei interese. Și atât. Mai departe. Următorul citatul respectiv este un citat pe care probabil că Luther l-a cunoscut. Este scris de Grigorie cel Mare între anii 590-604 și avertizează împotriva tendinței patriarhului de Constantinopol de a-și însuși titlul de episcop universal. La vremea respectivă, patriarhul de Constantinopol avea lângă el împăratul. În această alianță el era foarte important. Și având lângă el puterea civilă, el este pe punctul de a porunci tuturor celorlalți episcopi ce să facă. Și în momentul acesta, episcopul de Roma, da, scrie: oricine își asumă titlul sau dorește să fie numit preot universal, este prin înălțarea sa un precursor al lui Anticrist, pentru că el din mândrie se așează pe sine deasupra celorlalți. Nu doar că din greșeala mândriei este el condus în această eroare, ci perversitatea lui îl face să dorească să apară ca Dumnezeu peste toți oamenii. Încă o dată, această idee probabil că era cunoscută lui Luther. Aceasta îl ajută să înțeleagă mai departe și îl face ca să dezvolte această perspectivă. Iată ce zice Daubigné în Istoria Reformațiunii a secolului XVI, pagina 215. Martin Luther a văzut prin profeția lui Daniel și a Sfântului Ioan, adică Apocalipsul, prin epistolele Sfântului Pavel, Petru și Iuda, că guvernarea Anticristului prezis și descris în Biblie era papalitatea. Toți să zică amin. Această idee care a rezultat cu mare forță din descrierea profetică a provocat cea mai teribilă lovitură dată Romei. Acum, poate că noi nu înțelegem de ce este așa de important să pricepem despre cine este Anticrist. Poate nu înțelegem, dar istoria spune, câtă vreme Luther n-a ajuns la această concluzie, el n-a avut curajul să înceapă reforma sau să se rupă de Roma. El a dorit să rămână mereu acolo și ar fi rămas mereu acolo până în momentul în care a ajuns la această concluzie și a zis, nu se poate. Și în momentul în care a început să spună că Roma este Anticrist, din momentul acela el a avut cale liberă să se distanțeze și să se rupă de această corupție generală care funcționa în secolul XVI. Mă grăbesc. În mărturisirea de credință Westminster din 1647, nu există alt cap al bisericii afară de Iisus Hristos. Ăsta este singurul lucru care putea să facă lumină în această harababură teologică ce era la vremea respectivă. Nimeni nu este capul bisericii decât Hristos. De aceea nu poate fi în niciun caz papa.
Ci el este anticrist, omul păcatului, al pierzării ce se înalță pe sine în biserică împotriva lui Hristos și atunci ce se cheamă Dumnezeu. Vă invit să vă imaginați ce ar fi dacă astăzi cineva ar scrie cuvintele astea. Da? S-ar spune că este un hate speech. Da? S-ar spune că nu este corect din punct de vedere social. S-ar spune că vinovați sunt cei care spun lucrurile acestea. Și așa mai departe. Gândiți-vă la acest aspect. John Wesley, în 1703-1791, el este în sens deosebit omul păcatului și când spune el, face referire la papa, deoarece a întrecut măsura în toate domeniile păcatului. El este de asemenea pe drept numit fiul pierzării, deoarece a cauzat moartea mulțimilor fără număr, atât din rândul oponenților săi, cât și a celor ce-l urmau. Este acela care s-a ridicat pe sine deasupra tot ceea ce se numește Dumnezeu, care este vrednic de închinare, pretinzând cea mai înaltă putere și onoare, însușindu-și în felul acesta prerogativ care aparțin doar lui Dumnezeu. Lista poate continua, iată câteva alte nume care au aceeași concepție: Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, traducătorii Bibliei King James, cei care au scris mărturisirea de credință Westminster, i-am citat înainte, Isaac Newton, Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards și mai recent Spurgeon, episcopul Riley, Martin Lloyd Jones și așa mai departe. Toți aceștia au văzut în existența papalității anticristul. În momentul ăsta vreau să citesc ceva din literatura orientală de pe la noi, din partea de răsărit. Și vreau să-l citesc pe Dostoievski. Iată ce zice el în Frații Karamazov. În ultima vreme am citat-o foarte mult pentru că eu cred că ceea ce scrie el în Marele Inchizitor, în capitolul respectiv, este uluitor, este fascinant. În momentul ăsta, ceea ce voi citi este un dialog între persoana Marelui Inchizitor, care reușește să-l aducă în subsolul catedralei din Sevilla pe Iisus Hristos. Deci dialogul este între Marele Inchizitor și persoana lui Iisus. Cum aș putea oare să ascund de tine taina noastră? Spune Marele Inchizitor. Poate că vrei totuși să o auzi din gura mea. Atunci ascultă. Noi nu suntem cu tine, îi spune el lui Iisus Hristos, ci suntem cu El. Adică cu marele rebel, cu marele amăgitor, cu Satan. Nu suntem cu tine, ci suntem cu El. Asta este toată taina noastră. Dostoievski moare în anul 1881. Prinde ceva din spiritul reformei și vede ceea ce se întâmplă în Occident cu ochii ortodoxiei din răsărit. Și așa scrie el. De mult nu mai suntem cu tine, ci cu El. Au trecut 8 veacuri între timp. Vă rog să observați, vede și el lungimea timpului, vede și el procesul. El nu vede doar un om acolo, o acțiune dincolo. S-au împlinit 8 veacuri de când am primit din mâinile lui, din mâinile lui Satan, ceea ce tu ai lepădat cu indignare. Adică darul din urmă pe care el însuși ți l-a oferit atunci, în pustie, când l-ai ispitit pe Domnul Iisus Hristos, când ți-a înfățișat împărățiile pământești. Noi am primit de la el Roma și spada cezarului, decretându-ne stăpânitorii pământului, singurii lui împărați, deși nici până în ziua de azi n-am apucat să ne desăvârșim lucrarea începută. Va trece încă multă vreme
până să fie dusă la bun sfârșit și până atunci lumea va mai avea multe de îndurat. Dar în cele din urmă ne vom ajunge celul și vom fi cezari, adică împărați. Este oarecum profetic lucrul acesta. Ne vom ajunge scopul și vom deveni stăpânii lumii, cezarii lumii. Fiindcă cine altul ar putea fi în măsură să stăpânească oamenii decât acela care le stăpânește cugetul și mâinile? Mâinile în care se află pâinea lor. Noi am primit așadar spada cezarului și odată cu aceasta, firește, ne-am lepădat de tine pentru a-l urma pe el. Vor mai trece încă vremuri de biciznică domnie a gândirii libere și a științei și a antropofagiei, fiindcă de vreme ce au început să ridice turnul Babel fără noi, vor ajunge în cele din urmă la antropofagie. Și acum, fiți atenți, abia atunci fiara se va târî la picioarele noastre, le va linge supusă, stropindu-le cu lacrimi de sânge și noi o vom încăleca și vom înălța cupa, iar pe cupă va fi săpat cuvântul taină. De unde e luat imaginea? De unde e luată imaginea? Femeia care stă pe fiară și care are scris pe fruntea ei numele de taină. Iată puterea de identificare pe care o are Dostoievski în legătură cu aceeași situație. Repet lucrul acesta pentru că mi se spune schimbați gândirea, schimbați interpretarea. Vreau să vă întreb ce câștigăm și ce pierdem dacă schimbăm? Frații mei, pe fondul acesta de reformă și contrareformă apare Conciliul din Trent. Să nu vă plictisească istoria. Conciliul din Trent este unul dintre punctele cele mai fierbinți ale istoriei. Reforma reușise să aducă lumină la jumătatea de nord a Europei și înainta triumfătoare mai departe. Prin anii 1540, însă, se întâmplă ceva. Haideți să citim împreună. Este un fel de uimire pe care Rank o manifestă aici. Cu ce vehemență, cu ce strategie, cu ce disciplină, cu ce curaj, cu ce jertfire, cu ce renunțare la cele mai afective relații, cu ce perseverență și cu ce laxitate și ingeniozitate în alegerea mijloacelor au luptat iezuiții pentru biserica lor, este scris în fiecare pagină a analelor Europei. În anii 1540 apare acest ordin care uluiește lumea și care dă un nou impuls istoriei medievale. Acestei biserici corupte despre care am studiat până acum. În ordinul iezuit s-a concentrat chintesența spiritului catolic și istoria acestui ordin este istoria marii reacții catolice față de reformațiune. Nu au considerat sub demnitatea slujbei lor să comploteze împotriva tronului și a vieților regilor apostaziați, să dezinformeze prin zvonuri, să provoace revolte, să declanșeze războaie civile, să înarmeze mâna asasinilor. Inflexibili în fidelitatea față de biserica lor, erau tot atât de dispuși să apeleze pentru cauza ei la loialitate și libertate. Deci, pe de-o parte vorbeau despre libertate, pe de-altă parte răsturnau regi. Spune mai departe, declanșau războaie civile, provocau revolte, plăteau asasini. Istoria este plină de așa ceva. Ați auzit de complotul prafului de pușcă? Citiți în istorie. Este momentul în care biserica, prin iezuiții ei, pun la cale aruncarea în aer a Parlamentului englez.
Doar câteva idei în legătură cu aceasta. Ei bine, Conciliul din Trent, pentru că despre el vreau să vorbim acum, Conciliul din Trent nu face altceva decât ia pe oamenii aceștia, urmașii lui Ignatius de Loyola, și le dă ca sarcină nu să reformeze biserica, ci să reformeze fața bisericii. Ei acționează în pictură și în muzică, în artă. Ei acționează în cultură. Relansează seminariile pentru preoți. Din momentul acesta, preoții sunt făcuți ca să lupte împotriva reformei. Nu contează ce e reforma, dacă este bună sau nu. Ei vor lupta împotriva reformei. Ei vor învăța tradiția și vor învăța cum să atace pe oamenii care credeau în Sfânta Scriptură. Din punct de vedere social, biserica devine biserica celor săraci. Știți care a fost cea mai mare acuză pe care au ridicat-o reformatorii împotriva bisericii catolice? Luxul, fastul, banii, risipa care avea loc la Roma. Din cauza aceasta, ei au schimbat strategia și ordinele dominicanilor și al franciscanilor sunt ordinele călugărilor care au... și-au însușit sărăcia de bunăvoie. Astfel încât se naște Biserica celor săraci, cu dominicanii și franciscanii care ei conduc toate lucrurile. Nu știu dacă ați observat, nu știu dacă sunteți la curent, dar termenul acesta, Biserica celor săraci, a reapărut astăzi. Papa Francis spune că în momentul în care a fost înscăunat ca papă, i s-a șoptit, ai grijă de cei săraci. Și el spune, am de gând să fac din biserica de astăzi, biserica celor săraci. Este exact această idee. Din punct de vedere teologic, și aici e marea provocare, din punct de vedere teologic, el îi cheamă pe acești călugări și le dă ca temă să schimbe teologia. Și le spune, fiți atenți, Luther a spus că anticristul sunt eu. Vă rog frumos, ocupați-vă de treaba asta și faceți în așa fel încât să schimbați teologia lor, arătați că sunt greșiți și umpleți mintea oamenilor cu un alt sistem de identificare al lui anticrist. Învățați-i altfel, nu mă interesează cum. Lucrul ăsta se întâmplă în anii 1562 la întâlnirea numărul 17 din cadrul Conciliului din Trent. Și în momentul acela se întâmplă două lucruri. Iezuiții funcționează pe două extreme, pe două șanțuri. Primul este preterismul. Este tipul de teologie sau gândire inițiat de Luis Alcazar. Ce spune asta? Acesta spune așa. Tot Apocalipsul, dar tot Apocalipsul s-a împlinit până la căderea Ierusalimului în anul 70. Tot Apocalipsul este o chestie trecută. Istoric este în trecut. Noi acum trăim în perioada după Apocalips, în marea perioadă a bisericii, unde ne trăim mileniul. Este partea bună și strălucitoare a istoriei bisericii creștine, spun preteriști. Bun. Cine vrea, din momentul acesta începe să citească Apocalipsul din punctul ăsta de vedere. Și are de-a face, spuneam și data trecută, are de-a face cu toate evenimentele din trecut. Antioch Epifanul este cornul cel mic, este anticrist, este tot ceea ce vreți. Undeva în istoria trecută. Unde e anticrist? Antioch Epifanul. În trecut. Bun. Are rost să te mai uiți astăzi după așa ceva? Nu. Are rost reformațiunea lui Luther? Nu. Spuneam, dacă n-ar fi identificat pe anticrist, nu s-ar fi rupt de Roma. Acum, cel de-al doilea șans este reprezentant de Francisco Ribera. Este mult mai răspândit decât preterismul și se numește futurism sau privirea spre viitor. Ce face Francisco Ribera? Francisco Ribera spune, uite care e treaba. Anticrist nu este nici în trecut, nu este nici în prezent, dar este când? În viitor. Când se va reconstrui al treilea templu?
atunci el se va așeza în templul respectiv și de acolo va înșela toată lumea. Frumoasă poveste. Interesantă. Au crezut-o marea majoritate astăzi. Din ce cauză? Din cauză că între anii 1800-1862 acest punct de vedere este promovat de Derby, apoi de Biblia Scotfield, apoi de Moody Bible Institute și în sfârșit, astăzi, mai recent, de seria de filme Hollywood numită Left Behind. Toată lumea știe treaba asta, nu pentru că au citit Scriptura, fraților, ci pentru că au văzut filmul. E limpede, au văzut filmul și e clar. Vă spuneam, e mult mai răspândită. La ce se referă? Cum? Iată, vă mai rețin puțin, sper să puteți să fiți împreună cu mine. Acesta este imaginea profetică a celor 70 de săptămâni din Daniel, capitolul 9, de la versetul 24 înainte. Am studiat-o în întâlnirea noastră trecută. 70 de săptămâni, în care 7 săptămâni sunt date pentru construirea templului. Apoi 62 de săptămâni sunt săptămâni de așteptare. Ultima săptămână reprezintă botezul Domnului Iisus Hristos, condamnarea la moarte a Domnului Iisus Hristos și în sfârșit, când Israel respinge Evanghelia dată de Iisus Hristos, Evanghelia trebuie dusă la neamuri și așa se încheie perioada de 490 de ani de har dat poporului evreu. Așa s-a înțeles profeția din Daniel până a apărut aceste noi interpretări. Vreau să vă spun că până la Conciliul din Trent nimeni nu s-a gândit la futurism. Anticristul va fi în viitor. Nimeni nu s-a gândit la preterism. Anticristul a fost în trecut. Oamenii au trăit cu această interpretare istorică și au căutat să vadă taina fără de legii și a lui Anticrist în ceea ce se întâmpla în timpul vieții lor. Vreți să vedeți ce s-a întâmplat? Iată ce face Ribera. Ia cele 7 săptămâni de ani, care înseamnă 49 de ani, de reconstruirea Ierusalimului, apoi 434 de ani de așteptare, 62 de săptămâni, și ce observați? Ce observați aici? Uitați-vă bine. Apare un gol, apare un gap. Îi zice pauză profetică. Îl vedeți? Scrie acolo sub săgeata asta. Pauză profetică. Profeția nu mai funcționează aici. Cât timp? Poftiți? Nedeterminat. Astfel încât eu și cu tine, după perioada de 69 de săptămâni, deci de la Domnul Iisus Hristos mai departe, noi trăim într-un timp difuz. Nu se știe ce se întâmplă aici. Dar în niciun caz, Anticristul nu e aici. În niciun caz Anticristul nu e aici. Dar unde este? Păi să vedeți, în viitor, când va, nu se știe când, va apărea a 70-a săptămână. Întrebarea mea este, cine ți-a dat voie să rupi cea de a 70-a săptămână de celelalte săptămâni? Pentru că textul biblic spune 70 de săptămâni s-a dat, a dat Dumnezeu pentru poporul tău. Toate sunt într-un calup. De ce îl rupi? Și el spune, Ribera, o săptămână de ani, adică 7 ani de zile, 3 ani, în sfârșit, în perioada aceasta apare omul fără de legii, în perioada aceasta se va construi cel de-al treilea templu, în perioada aceasta va fi marea strâmtorare. Marea strâmtorare. Toți termenii pe care dumneavoastră îi știți și îi folosiți între dumneavoastră sunt folosiți aici. Marea strâmtorare, noaptea lui Iacob, înălțarea la cer, venirea Domnului Iisus Hristos, toți sunt aici. Care e diferența? Ce s-a întâmplat? Haideți mai departe.
Aceasta este imaginea clasică a profeției lui Daniel. O vedeți aici, o știți. Și uitați-vă acum ce se întâmplă. În mod normal, această imagine am pus-o aici pe orizontală. Aici este verticală și aici este orizontală. E același lucru. Ce face Ribera? Ce face futurismul? Uitați ce face. Sper să reușesc. Da. Rupe partea de jos a chipului de aur și duce picioarele în viitor. Vreau să vă spun, nu se poate așa ceva. Nu se face așa ceva. În profeția biblică, chipul de aur este întreg. Este o unitate. Nu poți să faci așa și să spui, știi ce? Aici este timpul neamurilor, aici suntem noi, nu se știe. De ce au făcut lucrul ăsta? Pentru că anticristul să n-aibă istorie. Priviți înapoi și găsiți peste 1000 de ani fără istorie. Dumnezeu n-a lucrat deloc în istoria noastră. Din ce cauză? Pentru a reface fața unei biserici compromise. Interesant lucrul ăsta. Mai mult decât atât, căutați-l pe anticrist în viitor. El n-are nicio legătură cu trecutul. Nu poți să-l identifici din trecut. Caută-l în viitor. Cine poate să fie în viitor? Nu se știe. O realitate care n-a mai fost până acum. Poate să fie, spuneam data trecută, pot să fie francmazoni, iluminații, comisia trilaterală, tot felul de lucruri. Ne imaginăm cum vor fi. În realitate, cuvântul lui Dumnezeu spune, uitați-vă înapoi, are rădăcini. Uitați-vă înapoi, are istorie. Uitați-vă înapoi, veți vedea în istorie cum se manifestă mai departe. Ce s-a întâmplat mai departe? Iată, tot ceea ce vedeți aici este adăugat nenatural în această imagine. Este pentru a treia oară când repet și spun, toate lucrurile acestea sunt adăugate pentru ca să se creeze o confuzie teribilă în legătură cu identitatea anticristului și să se ajungă la concluzia că nu se știe cine e anticrist. Să ajungă la concluzia că nu-l putem identifica. Să se ajungă la concluzia că, până la urmă, fiara care primește lovitura de moarte, la care vom reveni, fiara respectivă n-are nimic de a face cu vremea pe care o trăim noi astăzi. Și uite așa, creștinii sunt lăsați să plutească într-o zonă de confort spiritual fără ca cineva să-i avertizeze în legătură cu faptul că trăim o vreme în care aluatul acesta anticristic dospește. Frații mei, nu știu dacă a meritat tot efortul, dar Biserica Catolică s-a schimbat. Cel puțin din punct de vedere a acestei teologii. Din punct de vedere al ei, ea n-are nimic de a face cu anticrist. Luther a zis, e anticristul. Biserica Catolică, după Concilul din Trent, spune, nu, n-am nimic de a face cu acesta. Și uite așa, printr-o singură acțiune cu buretele, șterge o istorie întreagă a apostaziei ei. Probabil că ar merita să mai stăm, să studiem ceasul. Textul din Tesaloniceni ne spune nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Atunci când se va descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ceea ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Vă rog frumos, unde vedeți că s-au întâmplat lucrurile acestea? Apostolul Pavel spune, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului, să fie mântuiți.
Nu-i de mirare că oamenii sunt mințiți, nu-i de mirare că asistăm în momentul acesta la o pseudo-interpretare a Scripturii. Nu e de mirare. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit o plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. E o capcană aici, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Aici este o capcană. Dacă n-ai iubit adevărul, această capcană ți-a fost întinsă ca să cazi în ea. Cuvântul lui Dumnezeu spune, taina fără de lege a început să lucreze de pe vremea lui Pavel. Omul fără de lege va fi nimicit când? La venirea lui Iisus Hristos. Iată continuarea, iată realitatea, iată interpretarea istorică a evenimentelor pe care le trăim. N-are rost să mergem în altă parte. Întrebare de final. Are vreun rost să schimbăm interpretarea? Greșește undeva cuvântul lui Dumnezeu? Este vreo discrepanță între istorie și ceea ce spune cuvântul? Nu. E mai corect ideea aceasta în legătură cu cele 70 de săptămâni unde chipul îi se rup picioarele tocmai pentru a crea o altă imagine, o altă realitate profetică? Dacă la toate lucrurile acestea rămânem consecvenți cu Scriptura, atunci vom descoperi că cuvântul lui Dumnezeu ne călăuzește în mod serios. Că există rădăcini, că avem dreptul să identificăm în istorie atât anticristul, cât și elementele ostile lui Dumnezeu și că în momentul sau în condițiile acestea poporul lui Dumnezeu este chemat să ia poziție. Asta este tot. Nu suntem chemați să stăm cu mâinile în sân. Suntem chemați să ne întărim credința noastră, pentru că atunci, de fapt, nici nu știu dacă atunci, pentru că acum, poziția noastră să fie mai puternică decât oricând. Vreau să vă întreb. Ne vom întoarce la cuvânt? Ne vom întoarce într-adevăr la Dumnezeu? Vom constitui noi, cei de astăzi, generația noastră, un popor care să răspundă la chemarea și la apelul lui Dumnezeu pentru a putea să pregătim calea Domnului? Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, te rog să întărești convingerea noastră în providența Ta, în călăuzirea Ta. Ajută-ne, Părinte, să știm că ne-ai condus în mod minunat până acum, că nu există eroare, greșeală și că lucrurile care se întâmplă sub ochii noștri nu fac altceva decât împlinesc planul și profeția Ta. Ajută-ne, Doamne, ca pe măsură ce timpul trece, să credem și credința noastră să se mărească prin certitudinea pe care numai Duhul Sfânt o poate pune în sufletul nostru. Ferește-ne de capcana aceasta de a crede, Doamne, ceea ce de fapt este marea înșelare a vremii de azi. Lucruri care se vorbesc și se proclamă numai pentru ca aceia care n-au iubit și nu iubesc adevărul să creadă o minciună. Ferește-ne de aceasta. Strânge-ne lângă cuvântul Tău și fă din noi lumina lumii, sarea pământului. Ajută-ne să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin.